GTA 5 merge să tragi o rachetă prin interiorul unei mașini? Da, mitul este foarte adevărat. Și ăsta a fost de-abia primul video dintre cele 20 plus de astăzi. Așa că dacă îți place ceea ce fac, dă-ți un subscribe chiar acum. Dar ce YouTube îmi spune că foarte mulți dintre voi nu sunteți încă abonați. Hai cu următorul mit. Hai să vedem dacă și prin geamul acesta merge. Așa că am găurit aceste geamuri, merge să tragi cu racheta prin geamul unei mașini. Hai să vedem. Nu merge. Din păcate, mitul este fals. Te salvează un telefon de un glonț de sniper. Hai să vedem. Da, mitul e adevărat. Dar un aparat de fotografiat? Da. Un suc? Da. Dar un burger te salvează? Ei bine, nu. Oprește binoclul gloanțele? Bă, da, what? Exploziile nu au efect dacă te afli după un perete. Bă, merge. Rachetele țopăie dacă tragi într-o apă mai mică. Bă, merge. O să lovești o persoană cu mingea de golf? Ei bine, răspunsul este... Da, poți a sărit mingea din ea. Următorul mi zice că dacă spargi geamul unei mașini, vei fura mașina mult mai repede. Hai să vedem dacă e adevărat. Am spart geamul și acum ușa se deschide direct, ceea ce este foarte adevărat. Și acum să testăm și metoda normală. Da, se vede că e mult mai rapid metoda cu geamul. O cască de motociclist te protejează de un glonț de pistol? Ei bine, nu, mitul este fals. Ceea ce mi se pare foarte surprinzător. Vrea să meargă, e o cască până la urmă. Poți deschide ușa cargobobului folosind C4. Hai să vedem, ieșim afară și să vedem dacă se deschide ușa. Da, merge, mitul e foarte adevărat. Dacă intri într-un powerbox, te poți electrocuta? Băi, ies de acolo scântei, dar... Dar nu merge, mitul e fals. Te pot mânca câinii în GTA 5? Ei bine, te latră. Și da, te mănâncă. Ei bine, mitul e foarte adevărat. Geamurile acestea pot reflecta un glonț de tank. Bro, mitul e foarte adevărat. Dar o rachetă de RPG merge să reflecte? Ia să vedem. Nu merge. Poți exploda o rachetă de RPG dacă tragi în ea? Ei bine, nu merge. Mitul e fals. Te curentează transformatoarele dacă te urci pe ele? Ei bine, da, mitul e adevărat. Hai să mai încercăm încă o dată și pe acesta. Merge, mitul e foarte adevărat. Casa lui Michael când intri înăuntru are o fereastră din aceasta. Dar atunci când te duci pe casa lui, niciunde nu se află acel tavan de sticlă. Ce mit ciudat, dar totuși adevărat. Poate un vending machine să rămână fără sucuri? Păi, hai să vedem. Ei bine, da, mitul e adevărat, acolo scrie sus că a rămas fără suc. Dar întrebarea următoare este: poți să distrugi un vending machine? Poți, deși acest mit este adevărat. Un alt mit spune că poți împușca păsările de pe cer. Ei bine, și acest mit este foarte adevărat. Puteți să vă uitați chiar acum aici. Bam, mitul e adevărat. Un alt mit zice că poți să spargi aceste pietre mai micuțe. Azi vedea că e adevărat. Bă, da, este adevărat. Următorul mit zice că putem să ne dăm cu telecabina. Așa că o să așteptăm să vină. Ei bine, mitul este foarte adevărat. Poți să te dai cu telecabina în GTA 5 și chiar e frumos. Sigur, aparte nașpai că nu te lasă să te duci tu pe unde vrei. Ok, din partea de jos e și mai frumos, guys. Chiar merită să faceți chestia asta în GTA 5, e tare. Următorul mit zice că dacă dai alte F4 fix înainte să dai peste oamenii ăștia, mașina se va opri. Hai să vedem dacă e adevărat. Bro, e foarte adevărat. Numai că am spunat din greșeală la mașină. Mitul ăsta chiar merge, guys. Cu RPG-ul am văzut că merge să tragem printr-o mașină. Ei bine, haide să vedem dacă cu tancul merge sau nu. Înainte de a încerca, trebuie să dați neapărat like acestui video. 3, 2, 1, let's go. Merge, nu cred. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să dai și tu un subscribe.